Până în urmă cu 6 luni, viața familiei Mihoc din satul Hărău era una obișnuită. Cornelia, mama a 4 copii, a muncit ani de zile în Spania, cocoșată peste straturile de căpșuni, iar cu banii câștigați a început să-și construiască o casă nouă, împreună cu soțul ei, Costică. Părea că viața le surâde, mai ales lui Costică, om cu drag de gospodărie, crescut la casa de copii. În vară însă, asupra familiei s-a abătut nenorocirea. De ceva timp, Corina se plângea de dureri teribile de cap. De 6 ori au dus-o la spital, dar medicii au considerat că e vorba doar de o sinuzită. Ce lăsați-o că nu are absolut nimic, doar că e nebună, zice că are o simplă sinuzită, e foarte stabilă, e localizată, sinusurile sunt foarte încărcate, nu are absolut nimic. Și ea deja a făcut semipareza pe partea de stânga. Dreapta. Și gura, și mâna, și piciorul, ochii. Și capul, și îl scăpa pe piept jos și o prindeam de barbă și ridicam. Și vă dați seama să vedeți copilul că se moare în mâini, că a căzut în comă. Și nu posibilități nimic. Bun, și când v-ați dus cu... Am adus-o acasă dimineața la 8 și un sfert mi-a dat acasă și am adus-o acasă și la 9:20 o căzut jos și nu mai știu de absolut nimic. Am dus-o la urgență la Deva iară din nou și am cerut un tomograf sau un RMN sau ceva să vedem că ce se întâmplă de atâtea ore aduse și nu-i face nimeni nimic. Da. O perfuzie, o injecție, ceva tratament și gata. Și, păi nu se poate, numai prin programare, durează, e foarte scump și durează 2 luni și nu știu ce. În cele din urmă, Corinei îi se fac primele investigații medicale. Era deja în comă, iar medicii au descoperit o pată mare pe creier, o tumoare de aproape 6 cm. Fata a fost trimisă de urgență la Spitalul Județean din Timișoara, dar pentru că nu avea asigurare de sănătate, părinții au fost nevoiți să cumpere tot tratamentul pe perioada de 3 luni de spitalizare. Atunci au început să vândă tot ce aveau prin casă. 3 luni a stat la Timișoara? Da. Am făcut naveta. Jos pe betonul de pilot. A doua zi mergem, în timpul operației vorbesc, că îi trebuia medicamentele cumpărate în continuu. Deci două la două zile acolo se cumpărau medicamentele. Da, vă dați seama că nu au avut asigurare. Știți, și în moment ce nu a fost asigurată, tot o trebuie să cumpărăm tot. Și pe urmă m-au chemat doctorii care au fost a sta de vorbă și mi-au spus: domnule, sunteți de acord să operăm sau nu? Și atunci a pus problema. Da, domnule, sunt de acord, dar în felul următor, ne spuneți ce risc s-ar putea să fie? Riscul, atâta mi-aduc aminte că mi-au spus și atunci m-am cam pierdut riscul, e că nu vreți să operați. Și atunci am stat și am judecat, trebuie operată, că știam că de nu operam, după operație, Corina a trebuit să continue tratamentul. Am mers peste o lună la control, dar deja programarea era pentru radioterapie să facă. Și au avut de făcut 30 de ședințe la cap. Ceea ce alea nu o să le mai fac. Spre disperarea părinților, boala dă semne de recidivă. Tumoarea a început să se refacă, afectând și vederea Corinei, care acum are nevoie de însoțitor, dar și de o nouă operație pe creier. Mi-au spus și doctorii cine operator, domnule, dacă apărea cumva mai repede, poate salva în vederea. Dar în momentul ce a apărut pe nervul optic, a fost gata, i-a închis lumina. Familia Mihoc și-a scos casa la vânzare ca să o ducă pe Corina la o clinică din Franța. Însă până acum nu s-a arătat nimeni interesat de o asemenea investiție în satul Hărău. Iarna bate la ușă și nu mai au bani nici măcar pentru lemne. Urmează să vândă și animalele și păsările din curte, tot pentru tratamentul și regimul alimentar, dar și transportul fetei la controle, la spitale. Să știu că între noi, deci chiar numai să știu că port eu și o umblu eu cu ea și tot, dar să știu că între noi. Am zis că să ajungem pe pășunea, pe terenul de fotbal, într-o cabană de lemn. Să știm că între noi. Corina este una dintre cele mai curajoase femei pe care le-am întâlnit până acum. Nu se lasă pradă disperării. Crede în șansa ei la viață așa cum crede că oamenii de bine o vor sprijini și îi vor fi alături în aceste momente de cumpănă. Corina mai are încă puterea să mai zâmbească. Te pup!
știe. Să, nu știu, poate de sărbători, nu promit, dar poate de sărbători vă facem o vizită. O să mai atâmpim. Așa-i? Da. Ok, îmi pare bine că zâmbești. Să fii optimistă, trebuie găsite soluții. Ok? Da. Bine, te pup. Sănătate multă. Mulțumesc. La revedere.